Vasile Călmățu, ești acum la Paris Da. sau ești încă în Moldova? Sunt în Paris acum, da. Ești la tine acasă, La la Paris. biroul la mine. Aha. Da, am La înțeles. birou, Deci la birou. Da. o să faci campanie acolo, de la tine, nu? Sau nu faci campanie? O să Evident fac că vom partidul face pentru tine. campanie. Nu, înțeleg. Ești bravo, ești bravo. Oleg, ești bravo. Nu, partidul nu face nimic aproape pentru mine. Voi face eu singur și nu numai la Paris, dar și Italia, și în Italia, și în Dublin, și în Anglia. Și dacă timpul îmi permite, și în Spania, probabil. Dar în rest, îți dai seama, eu faci cum faci tu. Bine, tu ești mult mai înzestrat ca mine. Ai live-uri, ai 50 de persoane. Asta. Bine, dragi spectatori, sunt Vasile Calmațui, contracurentul, dar nu, zicem, adversarul, dar nu dușmanul lui Oleg. Noi încă prin anii 2005-2006, când Oleg stătea singur, cuc, în Republica Moldova, în fața președinției lui Voronin, pe atunci făceam chestii unioniste împreună. Au fost timpuri, dar nu trebuie nu cred că el regretă ce a făcut și atunci el s-a ridicat și bravo lui. Trebuie așa oameni și sper că a rămas cu același curaj, același, zicem, dorință de a schimba lucrurile. Bun, Vasile, cât ai vorbit tu, crescut traficul până la 55 de persoane, dar acum au scăzut sub 50, deci să vedem cine e vinovat. Oameni. Oleg, eu înțeleg că tu ești jurnalist, dar sper că nu ai boala care o au, știi, după în goană, Trafic, după audiență, da. după like-uri, după vizualizări și așa mai departe. Sper că tot și ca numărul de like-uri și de vizualizări. Bine, mai negociem. A, Hai să... o, o, nu, 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 adevărul nu se negociază, Oleg. Care e adevărul? Adevărul, când spui ceva adevărul și dacă cuiva nu-i place și sunt mai puțini vizualizări, asta nu e o problemă, cel puțin pentru mine. Nu e o problemă, dar trebuie îmbinat utilul cu plăcutul. Nu e așa că eu am interesul să am trafic ca asta să-mi aducă și voturi și eventual bani după aceea, pentru că eu trăiesc din publicitatea de pe YouTube. Dacă A, nu știu eu. într-adevăr, am văzut, ai câștigat 2000 de dolari sau cât acolo anul trecut din asta. Păi nu, ultimii 2 ani, că tu nu ai făcut declarații pe ultimii 2 ani, tu pe un an ai făcut? A, da, nu, o problemă întreagă cu declarația asta. Am făcut pe 2 ani separat și mi-au spus să le îmbin. Și este o problemă, chiar și o greșeală este la mine, că trebuie, când să fiu la Chișinău, să o corectez. Pentru că au trebuit să le îmbin ăștia 2 ani și mecanic să transferi de pe coloană în ală. Da. Ce înseamnă să fii începător în campanie? Eu deja am semnat a treia declarație din asta și am știut cum. Bravo, ce vrei să spun? Asta e. Dar stai, chiar și acum noi vorbim și tu câștigi? Acum nu, de data asta nu știu de ce nu mi-a dat publicitate, dar în zilele următoare o să-mi activeze publicitatea și o să meargă. Îmi Stai, sper că permiteți? acum nu-i Activez doar publicitate. pentru publicitate. Acum live-ul de pe YouTube nu are publicitate. O zi, două, până Ah. YouTube-ul activează. E un algoritm, Am. cum zice Valerie. E ceva ciudat, un robot acolo. Consideră anumite videouri aleatoriu, fără nicio noimă, le consideră inacceptabile pentru publicitate. Și atunci eu trebuie să bifez manual, să-mi asum răspunderea că nu are nimic conținut ilegal. Și atunci ei tot probabil un robot examinează și zice, nu, bine, și îți dăm publicitate. La alte ori, tot fără nicio noimă, zice, nu, aici nu dăm publicitate. Și atunci eu șterg și pun din nou și merge. Ați vorbit despre hotărârea Curții Constituționale? A, nu, n-am ajuns. Zi tu dacă vrei, dacă îți A, pare văd. importantă. A, nu, deci, nu, în primul rând, probabil spectatorii, dacă au auzit în privința declarației privind Stela Stângaci, Stela Stângaci este fost Despre ambasadoară asta a Republicii am Moldova. zis, despre Curtea Constituțională n-am A, zis. ok. Deci, al doilea lucru care eu cred că ar trebui ca toți candidații sau din diaspora, adică nu numai circumscripția noastră, toate circumscripțiile, să facă o declarație că credem că e o decizie politică motivată și care ne taie din. Nu, nu, adică da la peste hotare, taie din drepturi. Și credem că e o decizie politică, dar nu putea fi altfel. Cu Reșetnikov la Curtea Constituțională putea fi altfel? Și cu nănașa lui Plahotniuc. Da. Ăștia toți. Cum putea fi altfel? Adică,
Și plus, nu știu dacă ai observat, i-au început-o destul de preventiv, că avocatul poporului, cu ghilimele sau nu, de-am fiecare pune cum vrea, a adresat întrebarea așa, special, ca să spună capac și la votul pe pașapoarte expirate și la votul cu buletină. A, deci este o pronunțare despre buletine, da? Da, da. Pentru că, de fapt, întrebarea, nu știu cum era pusă așa, constituțional, că dați... întrebarea era pusă așa, dați nevoie cu buletinul, dar răspunsul a fost, n-aveți dreptul nici cu buletinul, nici cu pașapoarte expirate. Eu, de când am auzit despre problema asta, am fost sigur că guvernanții nu vor accepta chestia asta și încă am înaintat versiunea că cel mai probabil ei au renunțat să mai permită votul cu pașaportul expirat când au aflat ce miză mare pune pe diaspora Maia blocul Sandu. Ăștia. Dacă n-ar fi candidat Maia Sandu, probabil nu s-ar fi încrâncenat ei așa, că ar fi avut șanse să câștige cu candidatele lor, poate. Dar dacă s-a băgat Maia Sandu și vrea să aducă încă un, două, trei mandate pentru blocul ei, ăștia au fi zis, ia stai că noi interzicem. O să participi la vot numai 50.000 de alegători și te-ai linț pe bost, Maia Sandu. Și acum să mulțumesc. Oleg, te rog un mic paranteză. Dă-mi un link ca să pun și eu să, să partajez sau cum să distribui live-ul. Transmisiunea? Da. Este pe Curaj TV. Dacă mai stau, îți dau link și pe Messenger, da. Da, dă-mi pe Messenger, trebuie ca să pot transmite și eu, adică cum să vadă și oamenii, și alți oameni. Adică. De acord. Bun, și eu dar revin să mai citesc comentarii cu oamenii. Unii ori comentează, dar chiar întreabă. Eu am întrebări la concurența electorală. Hai, Valeriu, bun. Bun, dar eu mă duc să... Da, cine este Valeriu, ca să știu și eu? Eu sunt reprezentant... Am ușa, mă aprind și camera. Așa. Sunt Valeriu, am făcut parte din grupul de inițiativă al lui Oleg Brega, am colectat semnături împreună cu el și am particip în, îl susțin în această campanie electorală. Aha, ești din Republica Moldova și acum unde ești? Tot în Republica Moldova și sunt. Aha, clar. Am așa o întrebare. Eu ieri am adresat-o concurentului electoral pe circumscripția 33, Călin Vieru. Întrebarea sună în așa, dacă vei accede în Parlament și vei avea de ales între a aloca niște resurse pentru construcția unui monument sau să ajuți un om viu, ce vei face? Ok. Alo, m-ai auzit sau nu? Eu aud, dar pe cine ai întrebat? Pe tine, că pe Oleg, dar părerea lui eu știu. Și pe alu Calivier tot o știu. Am întrebarea către tine. Ok. Totul depinde de, în primul rând, ce vreau să spun, că nu legislatorul distribuie banii. Asta e sarcina guvernului. Legislatorul doar pune niște principii. Adică, probabil știi care ce înseamnă democrație. Democrație înseamnă separarea puterilor în stat. Adică este legislatorul, guvernatorul ăsta care se, guvernul care se ocupă cu banii. Dar aprobarea bugetului la sfârșit anul aveți să aparține. Dar ei din puncte linii mari o fac. Nu o fac în detaliu. În detaliu asta e sarcina guvernării să o facă. Deci sper că am răspuns la întrebarea ta, dar din punct de vedere personal al meu, poate fi cazuri extreme și extreme și nu pot să mă exprim și depinde și de sume și așa mai departe. Dacă așa pur și simplu ca o persoană fizică, ca o persoană fizică. Dacă candidat îți spun că asta nu este sarcina unui legislator să hotărască unde duc banii sau cum se împartă banii. Ok. Dacă acces în Parlament și vine o inițiativă din partea societății civile sau altui grup sau deputat pentru a pune un moratoriu, presupunem, pe sindrofii, pe sărbători. Da. Temporar, pe atât timp cât noi suntem la coada Europei, suntem cei mai săraci, până a ridica nivelul de dezvoltare. Banii să-i redistribuim de pe sindrofii în altă direcție. În principiu sunt de acord, dar trebuie de văzut cât se cheltuie. Că eu am făcut studii economice, adică de văzut cât se cheltuie, că sunt unele, eu nu m-aș mira că unele sărbători să fie
la buget zero, pentru că agenții economice chiar câștigă. De exemplu, festivalul vinului, eu nu m-aș mira că acolo să fie chiar pe plus să iasă. În sensul că vinificatorii vând, plus au o contribuție pentru că își fac puțină publicitate, să zicem așa, și ar trebui ca toate aceste festivaluri și așa mai departe să fie autogerate, să nu vină de la bugetul de la stat, să fie finanțate de asociații de producători, de asociațiile de multe, dar în sine astfel de sărbători nu sunt rele. Chiar discutam zile trecute cu cineva că a apărut sărbătoarea bostanului, ghiveciului, oalelor sau mai nu știu, lalelelor și așa mai departe. În sine asta nu e un lucru rău, pentru că aduce turismul în sate unde nu există, aduc oameni, oamenii văd, se mândresc cu ceea ce fac, pentru că le fac cu mâna lor, nu se vând chestii de made in China, dar oameni care le fac pe loc, dar ar fi bine să nu se cheltuie bani publici pe așa ceva. Adică ar fi bine ca să se cheltuie doar banii producătorilor locali sau celor care participă, asociațiilor de producători, ca să nu vină acești bani din bugetul local. Eventual, bugetele locale poate să participe puțin pentru că ei toți se promovează localităților, raioanelor, înțelegi? Trebuie de văzut, asta e de la caz la caz. Nu poți să spui pur și simplu Bine, asta e și de rău. aici, din răspunsul ăsta, vine și întrebarea a treia. Referitor, cum privești tu să nu se mai aloce din banii statului subsidarea sau întreținerea, nu, subsidarea mai degrabă, Subvenționare. a Subvenționare. subvenționarea a, viti, a producerii viței de vie și a îngenerea industriei producătoare de alcool. Nu, general, eu sunt liberal convins în punct de vedere economic. N-ar trebui să existe niciun fel de subvenționare. Însă, noi tindem spre Uniunea Europeană să aderăm la standardele sau spre unirea cu România. Acolo, ca principiu, se subvenționează agricultura. Și noi nu putem să ieșim din standardele europene. Asta e. Și deci chiar și Oleg, eu știu că el e european convins, nu trebuie să se considere mai corect ca ceea ce face Europa. Dar într-adevăr, se poate critica o astfel de subvenționare, însă evident, dar o soluție va veni doar în cadrul Uniunii Europene, nu în cadrul Republicii Moldova sau a României. Am epuizat întrebările. Dar printre altele, vreau să spun, exemplu francez. Francezii sunt foarte mândri de producția lor vini viticolă, ei câștigă destul de mulți bani și sunt mândri ca popor, ca oameni. Ei pur și simplu sunt bucuroși să ducă la cineva cu o sticlă de vin francez să lămurească ce gust așa are. Și de ce nu? Noi nu suntem mai răi, noi putem și noi să facem același lucru. Mai Nu, ales noi suntem mai Afganistan. buni ca francezii, noi suntem în topul consumatorilor de alcool, de spirit. Consumatorilor sau producătorilor? Consumatorilor. Consumatorilor. Ei bine, Întregești pe consumatorul, asta e ruși. un lucru mai rău. Asta e un lucru mai rău ca consumator. Dar, bine, trebuie de. Dar în sine nu e un lucru rău să fie promovată producția vitivinicolă. Dar, iarăși, cât mai puțin buget de la stat, cât mai puțin tinzând spre zero. Dar subvenționarea la hectar și așa mai departe, asta e o decizie europeană în care noi puțin putem, nu cred că putem să intervenim la momentul dat. Eu cred că ei nu o să se împotrivească europenii dacă noi să le arătăm statistica unde noi luăm două, din punctul ăsta de vedere, suntem cei mai consumatori de alcool și al doilea punct, după morbiditate cauzată din cauza alcoolului, tot iar suntem conform Organizației Mondiale a Sănătății, iar suntem pe primul loc. Deci eu cred că ei nu o să fie împotrivă dacă noi scoatem subsidiile astea de la producerea alcoolului și să le redirecționăm în sănătate sau în educație. Cel mai bine în educație ar fi. Asta unul la mână. Și doilea Nu mână, așa merge Uniunea noi nu Europeană, trebuie să ne nu așa merge mândrim cu Europeană. viața, cu producerea alcoolului, cred că e tot așa și cum Afganistan s-ar mândri că ei produc cel mai bun heroin din toată lumea și cel mai mare cantitate. Deci, știi cum? Nu m-aș mândri, sincer. Vasile și cu Valeriu, dar ar trebui să vă aduceți aminte de ce s-a introdus subvenționarea în agricultură. Pentru că sunt produse de maximă necesitate, vitale pentru societate. Și de asta se subvenționează ca fermierii să nu moară de foame și să asigure tot timpul societatea cu produse alimentare, agricole. De asta agricultura e subvenționată. Dar alcoolul, tabacul, nu sunt de maximă necesitate și deci ar trebui revizuite.
Eventual Dar sper că ești de să. acord că asta e o politică europeană, la nivel european. Nu poate să facă Republica Moldova din capul său. Va trebui investit și în programe educaționale ca oamenii să consume moderat sau la minim alcoolul și să-l vândă, să-l lasă bea rușe în Rusia. Este rău. O să dau la Comisia Discriminării. Antidiscriminare, să cum se numește acolo. Cineva cu pseudonim scrie pe chat: oamenii sunt speriați exact de acei care vor să-i ajute să evolueze. Despre cine oare e vorba? Despre noi cumva? Nu știu, știu că Mitu n-am pus zice. link, dar... Ți-am dat, acum poți să-l pui. Pe YouTube fă Da, vezi toate cum să live-urile și postează mai multe clipuri, dar mai puțină politică. Lumea e scârbită de viața politică. Băi, fraților, eu de atât așa au revenit să fac live-uri în fiecare zi, pentru că am interesul politic să candidez acum, că altfel eu nu aveam timp să fac live-uri și nu aveam ce să discut. Dar acum, în campania electorală, ca și cum ca să-mi promovez platforma electorală, ideile mele electorale, de asta interacționez cu voi, încerc să interacționez zilnic. S-au adunat din nou multe comentarii. Dacă nu vă supărați, mai odihniți-mă, mai beți și voi apă, eu să le mai citesc. bine. Am citit că Patriarhul Daniel are avere de 80 de milioane în Elveția și se spune că a pus mâna pe averea părinților săi, dar pe fratele său l-a ruinat. Fel de fel de mituri circulă, mai ales despre personaje cunoscute. Când o să fim și noi importanți și despre mine, și despre Vasile Calmațu, și despre Valeriu, Da, de amă s-a pornit, da, de o amă să s-a pornit. circule mituri. Da, Cineva asta cu e. pseudonim zice că nu politicienii sunt cei care schimbă viitorul. Da, cine? Mafia? În Moldova sunt clanuri, se întreabă unul dintre comentatori. Cum sunt în Mult. România? De exemplu, la Iași este unul cu renume, clanul Corduneanu, care e susținut de poliție de foarte mulți ani. Nu, la noi nu sunt clanuri. La noi sunt familii. Problema la noi, față diferența cu România, clanurile astea post-sovietice care au rămas și, ca, fix cum în Rusia, cum în Ucraina, sunt mai grave, mult, mult mai grave de ceea ce este în România, din păcate. Ei, nu, Și să nu ele... exagerăm, că România merge Nu, și ele vertiginos vin tot, din banditismul, ba România da, ei merge vin din banditismul vertiginos tot pe calea asta. Dacă la, al lor. Stai. la ce baroni locali au ei pe La noi județe. revin din anii 90, din anii 90 revin din banditismul acela că numără oameni și așa mai departe. Asta e post-sovietic, asta e clanurile post-sovietice, care sunt diferite de ceea ce e România. România asta e așa light, nu, foarte, foarte, foarte light față de Republica Moldova. Cineva întreabă, armata este obligatorie de la 18 ani? Da, Republica Moldova, ești obligat să slujești un an patrie și asta ne se pare o formă modernă de sclavagism. Eu sunt pentru abolirea armatei obligatorii. Sper că Valeriu l-a întrebat pe Vasile și a dat și el un răspuns despre asta. Da, eu tot sunt de acord cu ce spune Oleg. N-ar trebui, armata trebuie să fie profesionistă și trebuie să fie, dar este nevoie de armată și în Republica Cineva ieri Moldova, trebuie să fie comenta profesionist. că Moldova nici nu are nevoie de armată, ar trebui desființată de tot armata. Dar tu cu Nu asta nu sunt de ești de acord cu acord. asta, pentru, nu sunt de acord pentru că Republica Moldova are în coasta sa o quasi formațiune statală care o cheamă Transnistria sau Mistrenia, care este o amenințare permanentă la și către Republica Moldova și către România și către Uniunea Europeană sau și către Ucraina, printre altele. Ești prieten cu Mălin Bot? Întreabă Sergiu, și spun că nu, ne întâlnim deseori la proteste în Piața Victoriei, proteste rezist sau la Cotroceni sau pe unde mai ieșim la proteste, dar nu sunt prieten cu Mălin Bot. Eu nu împărtășesc anumite viziuni și forme de exprimare ale lui care îmi par la limita legalului, sunt mai virulente, mai violente. De ce nu vă Wow! uniți independenții? Ai găsit cineva mai virulent ca tine, Oleg? Să nu exagerăm, eu nu sunt virulent, eu sunt pacifist. Nicolae zice, de ce nu vă uniți independenții și să faceți un colectiv puternic și eventual un partid? Care? Cu Stella Stângaci, care e candidat independent? Sau mai este a doua acolo? Cine e cei a doua? Nu știu ce, Speranța Patriei, conducătoare unui ONG, Speranța Patriei, a fost învățătoare. Cine e femeia aceea? Prima dată aud de ea. Candidată independent. Cum să mă unesc cu anonimii sau cu persoanele astea
toxice care se prefac independente, dar care sunt tot de la clanul mafiot, dacă au numit-o ambasadoare. N-aș numi chiar toxici, pur și simplu, dar într-adevăr, nu poți să te unești cu toți și cu fiecare, de exemplu, că chiar și colegi nu m-aș putea uni, pentru că el, vedeți ce drapelă are de urma lui și eu nu sunt de acord cu opinia asta, de exemplu. Eu sunt unionist, Oleg nu unionist, asta e clar. Care e opinie? Tu ești contra curcubeului? Ce vrei să interzicem? Schimăm ăsta, trupele secrete rusești ca să oprească curcubeile, da? Să ne bagi în nori tot timpul sau să ai cer senin și să nu avem niciodată curcubeul. Absolut, nu, pur și simplu. Absolut de liberal ești tu. Trebuie să existe curcubeul. Sunt liberal, economic, 100%, într-adevăr, okay. Dar în termen de societate, îs liberal ca în Republica Moldova. De asta, liberal conservator. Exact. Care e evident, asta dacă nu ești adversarul Nicolae Semir, dacă nu ești adversarul Oleg, o să pierdeți amândoi. Nu sunteți politicieni. Nu suntem. Suntem niște amatori amândoi. Olanda vă privește, ne informează Victoria Buga. Ei, chiar tot Olanda. Chiar. Ei, dar ea poate e la curent cu toată Olanda. Nicolae zice, nu știți să faceți politică, îmi pare rău, dar în politică trebuie să ataci punctele slabe ale adversarului. Ai văzut că Vasile s-o lua de curcubeu. Eu m-am luat de conservatorismul lui. A? Cum se cheamă? N-am atacat. Am spus pur și simplu că nu ne putem uni între aceeași formațiuni. Asta e. Că nu poți face o formațiune care are de toate împreună. Asta mi se pare... Printre alte, da, în România tot sunt idealiști din ăștia care hai să facem asta, unim asta cu asta. Nu merge, nu merge. Trebuie orice dar partid. Dar știi când am concurat cu... Când am concurat cu liderul vostru, Dorin Chertoacă, la funcția de primar al Capitalei, s-a făcut un test electoral. Și Dorin Chertoacă a ieșit cel conservator ca tine, iar eu am ieșit cel mai liberal dintre concurenți. Păi evident, tu ești în Republica Moldova unul din cei mai liberali. Din concurenți, eu am zis, din cei 13 concurenți. Da, da, tu ai corect. Contracandidatul nu are carisma deloc, mai bine îl scoți din live. Nu mai este. Mi-e simpatic Vasile Calmațu, de când îl fața, poate nu-i carismatic lui față, dar lasă lui nu-i place că n-ai curcubeu, ia că dacă aveai un curcubeu, dar are și la tine ceva. Ai niște halouri pe spate acolo, un V de la Vendetta sau de la ce-i V-ul ceva. Nu, asta e la... Stai să arăt, asta e biroul meu așa de senat. Că... A, da? A, nu pot. Nu pot să-l mișc tare mult, dar bine, asta e așa. Ok. Nu știam că trebuie să intru în live azi, pur și simplu așa s-a primit că am făcut declarația comună cu Oleg și m-a invitat acum numai ce. Deci nu știam despre ce vorbesc. Dar văd că discuția merge și e amicală și pentru, sper că interesul, zicem, alegătorilor care să află mai multe lucruri, să vadă diferențele și asemănările. Aseară în live-ul de pe Facebook era cât pe ce să-l am la cameră pe Sasha Bognibov, concurent de la Eurovision. Numai că a zis că nu e îmbrăcat adecvat, tot așa ca tine. L-am prins surprindere. Daniel... Sasha Bognibov, nimic nu știi, te-ai dus prea departe la Paris, dar o să auzi de el. Daniel Constantin, cei din România te susținem, succes, probabil pe Vasile, că el e unionist, dar eu trăiesc la București. Mai știi, lasă. Dar nici română nu se poate numi limba din Moldova. Limba oficială din Moldova, cum se numește? Și dacă răspunsul este limba română, de ce? Hai să ne jucăm. Nu răspunde la provocări, Vasile, așa. Dacă ăștia din România ne urmăresc și ne înțeleg, cum poți pretinde că asta nu e limba română? Nu, sunt niște ultrapatrioți, cum ai spus tu despre Republica Moldova, care ei consideră că noi vorbim urât și nu știu ce. Băi, suntem toți români și în România, și în Transnistria, și în Tisa, și peste tot toți suntem români. În momentul în care omul acceptă această idee și vorbește o limbă. Și Klaus Iohannis? Și Klaus Iohannis e cetățean român, evident. A, deci tu vorbești despre etnie ca despre un concept politic, nu? Ei bine, Dursi foarte bine este. E neamț, el nu e. Da, Oleg, știi foarte bine că sunt diferența tratarea franceză și tratarea germană a conceptului de naționalitate. Deci și tu venind de la Paris ești de varianta asta politică. Complicat. Până în anii 90 în România naționalitatea era tratată ca etnie, adică după conceptul german. Acum din ce în ce mai mult e acceptată versiunea franceză ca cetățenie. Ca cetățenie, da, într-adevăr, da.
Și acum în capul oamenilor e așa o amestecătură și poate te prindă fiecare la orice cuvânt, să te anime de orice cuvânt care îl spune. Să iei Dar, din într-adevăr, ar numele trebui tău. oamenii. Ei, de nume nu cred, totuși. A, păi nu, că al tău nu sună urât, dar le sună la toți urât. Aia ce, te-ai născut Oleg? Du-te la tine în Rusia dacă ești Oleg. A, tu de Ia, prenume spui, nu de nume. Oleg, eu o Prenume. să vă întrerup acolo, Oleg ăsta, Bobic, m-a întrebat ce ai dat link numai lui Călmățui. Dar dacă nu mi-o A, cerut, cheamă-l și pe el, cheamă-l și pe el. eu am Ia-l. zis, de mult, să-mi ceară și îl dau. Unde e el? Că nu-l văd. Pe Valentina Cușnir am chemat-o dacă ea nu știe să intre, ce să-i fac? Dar dânsa nici nu candidează. Eu nici nu m-am așteptat că Valentina Cușnir nu o să candideze. Cum am zis că-l cheamă? Bobei. Îi dau și lui link, să nu zic că-l neglijez. Ups, Asta e, i-am dar dat cum se link. candideze doamna Cușnir, dacă ea era... A, cum ți-a părut ea, chestia, cancelarea cerească? Ea era acolo la cancelarea cerească când Năstase vorbea despre... Ai văzut clipul acela? Nu, nu știu despre ce L-ai vorbești. văzut? O, Nu. ți-l dau. Unde... Dar ce te deranjează la Valentina Cușnir? A fost model Nu, de dar nu mă deputat. deranjează. Eu am Era fost... atunci, în urma Când lui eram Peca, ca cameraman să-l la dau la Jurnal TV pe Cătălieștiu. internet, eu mă duceam des cu Mariana Rață la ședințele Parlamentului. Și Valentina Cușnir era model de deputat activ, mai ales la interpelări și sesizări joi. Era cea mai activă și cea mai hotărâtă acolo. De atât așa am chemat-o în Hyde Park și membru onorifică Hyde Park, cu tot habotnicismul ei, dar doamna Valentina Cușnir îmi pare foarte demnă și curajoasă și chiar m-am mirat că nu a vrut să candideze. Păi, vă spun de ce nu a candidat. Pentru că susține cu inima 100% blocul ăsta acum. Și Și pentru că a fost chiar decizia o mai să... Sandu să candideze ea, Exact. nu s-a I-a băgat spus nimeni. niet. Exact. Ar fi vrut, poate, Asta nu? cred eu. Întreabă, când o să mai vină, întreabă. Ia că îți dau link-ul. Dar ce așa de greu merge, nu înțeleg, la mine călcătorul. Ia multe resurse, cum îl cheamă... Nu, Live-ul nu, ăsta. vreo 200-300 de kilobits pe secundă. Nu, Hai să... resurse, zic, a calculatorului. E că Probabil placa video ceva, nu? Că cum de cum folosești webcam. Ei, stai, sper că nu intri tu, tu care ai luptat și cu Voronin, tu te temi deja de Plahotniuc. Nu cred. Eu n-am înțeles despre ce vorbești. De ce vorbești despre asta? Că vorbeam despre resursele calculatorului, nu? Da. Plahotniuc, ca și cum el s-ar băga prin calculatoarele noastre. Nu, n-am Ce zis. zici? Eu am zis că consumă resurse pentru că folosești placa video. Ah, tu ai spus placa, dar eu am auzit plaha. E obsedatule. Ce părere ai despre Elon Da. Shore? Întreabă unii. Unde am ajuns eu cu Aici comentariile? ce trebuie avut părere, aici trebuie Trebuie decizie. băgat la pușcărie, da? Exact. Oleg, mi-ar plăcea să faci reportaje pe diferite subiecte și să lași politica deoparte, că oricum e pierdere de timp. E un sistem atât de mare că nu-l poate dobărâ o mână de oameni. Doar forța supremă. Da, Bojica o să vină și o să ne facă politica. Câți dintre cei 13 candidați pot Oleg, nu intra? puteai să-l citesc pe Radu Cir, care spunea sunt renunțările la vis cea mai mare înfrângere, ca răspuns Da, la... era popular Radu Gir la PPCD, dar noi și nu suntem PPCD-și de mult. Câți dintre cei Ah, 13 candidați pot intra în Parlament? Cam pe ce loc trebuie să vă clasați să puteți intra? Sau doar locul 1 intră? Doar locul 1, indiferent cu ce procent, pentru că e un singur tur de scrutin. Ce părere ai despre familie cu mulți copii? Întreabă Tudor Sârghe. Preoții spun că trebuie să ai pe toți cât sunt de la Domnul, pe când în Moldova e foarte dificil să ai măcar doi copii cu venitul financiar pe care îl avem. Eu nu fac copii și multă lume știe de ce. Tu ai învorișor, Zosima? N-am. Eu ți-am făcut promovare, Oleg, zice Ilie Production. Mulțumesc, Ilie Production. Mersi, crești mare. De atât avem 37 de spectatori în clipa asta și erau 50 mai devreme. 55 ai spus. Da. Dacă vor trei candidați aici pe live, vor fi trei candidați aici pe live, nu suntem în stare să adunați
aici, în mediul online, 100 de oameni să se uită la voi. Nu sunteți deloc convingători. E clar că nu aveți șansă. Nu fie rău, băi. La vot e altceva decât pe internet. O bâlbăiți, atacați în contracandidați, scoateți mizeria de sub preș, arătați realitățile, săriți pentru oameni, să vadă oamenii că sunteți de partea lor, nu vrăjeală. Bine, gata, renunțăm la vrăj, ne-ați prins. Ăsta insistă, tu ai un verișor Zosima. Bine, am, dacă insiste, l-am. Vrei să-l iei de cu metru? Hai, poate pe mine mă întreba, eu n-am. Eu n-am auzit pe nimeni să-l cheme Zosima în Moldova de azi. Poate poriecul este. Poate. Tăx. Și terminăm comentariile. Dați impresia că vă bateți pentru Ciolan, candidând mandat după mandat. Ajutați oamenii. Faceți campanii umanitare. Implicați-vă în campanii de voluntariat. Veniți din partea oamenilor. Bine, băi, ne-ați convins. Toată mizeria și în halul în care trăim noi, de la ruși au provenit. Numai de la extraterestri. O, s-ar putea să intre doamna Cușnir. Am intrat deja. Nu pot pentru ca să cred. Da. Bună seara, doamnă. Bună seara. Tot... Nici eu nu vinea să cred că am să ajung. Tocmai vă bârfeam aici. Zicea nu știu ce Vasile Calmațui de Cancelarea Cerească. Vă rog să ne explicați ce e cu dosarul penal de azi de la Curtea de Apel. Ce e cu Cancelarea Cerească? Cancelarea Cerească nu eu am... Nu este fraza mea. Este a unei alte doamne din Irlanda. Am înțeles. O greșit ceva, Calmațui. Erați acolo, prezent, și băteați din palme. Și dosarul de azi? Bine că mă urmărești, îmi pare bine, Vasile, că chiar și bătăile din palme mi le numeri. Ei. Și dosarul de azi? Da, e chestia că... Nu e legat cu 7 aprilie, tu te-ai gândit, dar nu, este un alt dosar. Eu am mai multe dosare pentru a vedea ce se întâmplă în justiția noastră și ca să vorbești trebuie să treci prin toate instanțele ca să poți spune ceva. Și am depistat un caz foarte grav, nu un caz, dar o situație. Da, o situație care se repetă și înțeleg că vine dintr-o direcție anume. În ce constă? Iată, scrii o petiție la procuratură. Dacă să luăm cazul meu concret, este vorba de un proces de judecată, de o cerere care a fost primită de către un judecător în baza la niște hârtii neautentificate. Ia ca dacă o să vedeți, vă arăt hârtia asta, dacă o vedeți. E o hârtie scrisă la calculator, nesemnată, neautentificată. Asta e primită în calitate de probă. E o informație și în baza la hârtia asta și încă la niște hârtii, te apucă groaza ce se întâmplă. Iată, așa o hârtie scrisă de mână, nu se știe de cine, cu niște calcule, așa 54 de hârtii anexate la cerere și sumate, iată, în hârtia asta, care nu-i semnată de nimeni, nici rusti. În baza la, iată, la este două hârtii, judecătorul acceptă cererea și judecă că eu trebuie să plătesc Parlamentului Republicii Moldova o sumă de aproape 20.000 de lei, fără ca să fie avut vreun contract cu ei, adică ce privede legea. Prima instanță. Ei pretind că trebuie să plătiți chirie pentru apartamentul acordat deputaților acolo când ați trăit în spatele Parlamentului. Da. Ei pretind. Dar ați văzut și calcule. Pe hârtie scrisă nu știu de cine, nu se știe în bază și la și lege, la și tarife, la și... Plus că zic, n-am avut niciun contract cu dânșii care e obligat de lege. Dar deci asta a e fost,
Asta a fost acțiune civilă a Parlamentului împotriva dumneavoastră, fost deputat. Da, e așa. Vorba despre asta. Și de ce ați ajuns acum, la procurori? De ce ați ajuns la procuratură? Acum vă spun, dacă nu vă grăbiți. Nu. Adică prima instanță o hotărât în folosul Parlamentului că eu trebuie să achit. Cu toate că eu am scris judecătorului că hârtiile astea sunt neautentificate, am scris referințe, am scris multe cereri în care i-am spus că nu e așa, nu poți tu să, în baza la niște hârtii, să judici și să impui persoana să plătească. Iată, eu pot să scriu că ea cava să-i linghidători cu 50.000 de euro și fac așa niște hârtii, niște lui scălesc și le duc la judecător și el, clar că în cazul ăsta n-a să accepte cererea, dar ea, ca dacă era de la Parlament, a acceptat-o. Ba, uitați-vă că se întâmplă oamenii să șadă la pușcării pentru astfel de datorii. Vorba despre Oleg Kirvas, fost bodyguard al lui Snegur, fost polițist, care a stat un an închis pentru că nu știu cine, fostă contabilă de la Inspecția Ecologică, zice că i-ar fi datorat niște bani și a prezentat o astfel de țidulă, tot așa, în copie Xerox. Și omul a stat închis un an pentru o datorie, că n-ar trebui să existe închisoare pentru datorii, nu? Acum, deci, eu... Da, nu ați riscat 20.000 să plătiți, dar el a stat chiar închis un an până a făcut noi scandal. Păi, cât era? Că, dacă vă spun mai departe cum era, puteam să fiu și închisă. Adică eu am scris cereri la judecător că era în timp de o lună eu să revin acasă și i-am zis, uite, eu vreau să particip eu, să-ți prezint probii, să mă ascult și pe mine și ca eu să mă apăr. Nu, el ia o hotărâre, în ziua când Parlamentul mai aduce niște hârtii, niște probii, care eu trebuie să am acces la dânsele, adică nu pot să iei o hotărâre fără ca una din părți să aibă acces la careva probii. Și atunci, mai scurt, o luat hotărârea, eu am atacat-o la apel. La apel iar am scris toate neajunsurile astea, chiar că în baza la niște hârtii neautentificate, în lipsa contractului, în lipsa că conform legii obligat în fiecare lună să-ți aduc chitanțele, adică conturile, cât ești dator. Trei ani de zile nu mi s-a adus nici o chitanță. De atâta că eu scrisesem lui Mihai Ghimpu cerere ca să fiu scutită. Nu avem niciun loc de lucru, nici nu avem, dar nici nu eram obligată să plătesc banii ăștia. Și erați în litigiu, încă în judecată cu ei, mi-amintesc, nu? Litigiu a fost mai mult aici, fiindcă eu o trebuie să merg 2 ani jumătate în judecată să demonstrez că eu la 7 aprilie 2009 eram deputată în exercițiu funcțiune. 2 ani jumătate am mers prin judecată. Eu am hotărârea judecății unde judecătorul scrie că chestia asta s-a întâmplat noaptea și că chipul noaptea eu nu eram deputat. Adică nu numai eu, dar în genere, Parlamentul noaptea nu lucrează. Republica Moldova rămâne fără parlament, e de la 8 până la 5, sâmbătă și duminica liber, noaptea nu ești deputat. Iată, am așa hotărâri de judecată, dar aici e mult să vorbim ca să mergem cu asta mai. Adică eu atac cu apel, scriu în apel toate încălcările astea, particip la ședința de judecată, la curtea de apel, li demonstrez hârtiile astea în față, că ia uitați-vă ce hârtii. Nimic. Reprezentantul Parlamentului trebuie să iei așa decizii și Curtea de Apel lasă în vigoare hotărârea primei instanțe. Am atacat la Curtea Supremă, la care iar i-am spus pe puncte acolo că uite ce hârtii au anexat și ce-a făcut judecătorul și ce-a mai încălcat. Și, plus că există pe o încheiere a judecătorului primei instanțe, există o decizie a Curții de Apel unde scrie că se încalcă articolul 6 de CEDO, că nu se respectă principiul contradictorialității, adică că eu trebuia să mă apăr în fața instanței. Eu negat toate chestiile, adică am ajuns până în ultima instanță. Se respectă principiul contradictorialității, adică că eu trebuia să mă apăr. Cine a mai intrat acolo, Valeriu? Ai mai dat cuiva link? Sau domnul Bobie, că s-ar putea să fie. El face. Închid sunetul și ascultăm pe doamna Cușnir. Și iată de ce am ajuns eu la procurori. După ce am trecut toate instanțele,
ultima instanță a lăsat în vigoare hotărârea judecătoriei Călăraș, adică eu nu mai aveam. La CEDO nu puteai să mergi cu chestii de astea, că de-am să îngurștiți mai bine cum e la CEDO. Și adică eu am mers pe alte cale. Eu am atacat acțiunile judecătorilor din toate trei instanțe, care cu bună știință au adoptat decizii ilegale. Adică să fii trași la răspundere penală și reprezentantul Parlamentului care au prezentat probe false în judecată. Și iată ce fac procuraturile. Aici e un caz care se repetă. Eu scriu cereri să fie trași la răspundere penală. Deci asta e plângere penală la care ești obligat să răspundă cu ordonanță. Da, dar ei ce fac? Ei examinează ca petiții. Da. Și asta o fac atât Procuratura Generală cât și cele teritoriale. Atunci când foarte clar este articolul 3 din legea cu privire la petiționare, care spune că petițiile care țin de codul muncii, de cod de procedură penală, de cod de procedură civilă, nu cad sub incidența legii cu privire la petiționare. Asta deodată, din start, că ei n-au dreptul, procuratura, să-ți răspundă ca la petiții. Ei trebuie să-ți răspundă în baza codului de procedură civilă sau procedură penală. Ei, Procuratura Călăraș mi-a răspuns ca la petiții. Eu am atacat decizia lor la judecătorul de instrucții. Judecătorul de instrucții o impus Procuratura Călăraș ca să emită o ordonanță. Ei nu putu să-i spui că așa sau așa, dar cum cere legea să emită o ordonanță. Și Procuratura Călăraș o emis o ordonanță din neînceperea urmăririi penale, dar nu ne-o trimis o nii. Dar o zis că să mă prezint eu la Procuratura Călăraș, că sunt ei ordonanța, făcând trimitere la niște articole tâmpiești care nici n-au nicio treabă cu chestia asta. Și eu atunci am atacat la judecătorul de instrucții faptul că Procuratura Călăraș a emis o ordonanță, dar nu ne-o dă. Și judecătorul de instrucții i-a impus să-mi dea ordonanță. Și iată, imediat, în sfârșit, am ajuns la ordonanța asta de neînceperea urmăririi penale, pe care am atacat-o la judecătorul de instrucții din Călăraș și o emis încheiere că cererea mea e nefondată. Și eu am atacat-o cu recurs la Curtea de Apel. Asta s-a examinat azi. Asta s-a examinat azi. Cu ușile închise. De ce ar trebui să fie ședință secretă în așa ceva? Asta se întâmplă nu numai că v-am scris acolo, că deja un caz eu am scris cererea la CEDO. Fiindcă o inventat. Dar se vede că dacă se folosește la toți judecătorii de instrucții, înseamnă că există o indicație ilegală ca toate cererile în baza articolului 313 și cod de procedură penală să se examineze cu ușile închise. Acum eu am avut cazul ăsta care... Oleg, hai că să profităm că suntem trei candidați aici, să lăsăm să vorbească și pe Gheorghe puțin și cazul concret a doamnei Cușnir, cum poate nu interesează atât mult alegătorii. Păi că ne-am lămurit, doamna Cușnir, ne-am lămurit despre ce era procesul de azi. Ne-am lămurit, adică chestiile astea că procuraturile examinează plângerile cetățenilor în baza legii cu privire la petiționare, ce este ilegal, și că cererile în baza articolului 313 se examinează toate cu ușile închise, fără ca judecătorii să emită acea încheiere motivată care cere legea. Că sunt anumite cazuri când poate fi cu ușile închise, dar în orice caz trebuie să emită încheierea motivată care nu o emit. Ei atât de închise ședințele încât nici nu le anunță pe internet, iar la vizier acolo apar niște nume de cod, ceea ce înseamnă că justiția noastră începe să devină
cam ca la clanurile mafiote, plus, cu bifă, cu puncțișoare, crucilițe. Citație mi-o trimite grefierul de pe adresa lui privată de e-mail. Nu mi-o trimite de pe adresa instanței de judecată. Și asta nu e prima dată. Asta e al treilea caz în cazul meu. Adică problema e asta. Vasile plictisește pentru că el nu prea are treabă cu instanțele de judecat, probabil. Dar de ce? Dar el e candidat și trebuie să aibă. Eu, sincer, n-am studii juridice și chiar nu înțeleg. Și nici nu s-a judecat. Nici eu n-am studii juridice, dar eu m-am judecat și am înțeles. Eu niciodată nu m-am judecat. Ce fac procurorii și mi se pare important. Păi da, Vasile, dar trebuie să te intereseze. Asta e legea cu privire la petiționare. Asta e codul de procedură penală care se încalcă de... începând de la procuratură și în instanță și celălalt caz în genere. Procuratura Generală nu mi-a dat ordonanța de reînceperea urmăririi penale. O adus în judecat într-un exemplar. Bună seara, Gheorghe, hai să discutăm despre alegeri, că apoi prea mult. Eu am cu ani să vorbesc despre încălcările de judecat. Într-un mod miraculos, dacă am târziu aproape de ora 11 aici la Chișinău, acolo unde sunteți voi poate mai devreme, Ne-am întâlnit trei candidați din 13 de pe circunscripția 50. Eu mă miram mai devreme cum de n-ați candidat și dumneavoastră, doamnă Cușnir, eu mă așteptam că o să candidați, că eventual o să vă propună blocul acum să candidați. Se pare că și domnul Bobeco sperat că o să-l propună pe el, dar până la urmă blocul acum nu a propus pe nimeni decât pe însăși președinta partidului PAS. Multă lume a fost surprinsă de asta, multă dezamăgită. Dumneavoastră văd că aplaudați în continuare și nu vă deranjează că Maia Sandu s-a băgat aici. Dar unde ai văzut că aplaud? Eu n-am aplaudat deloc. Eu sunt din partea Maia Sandu, cei susținători, eu aș face parte dintr-un grup diversionist. Un fel de opoziție, da? Opoziție internă. Da, așa că degeaba zici, eu am Așa s-a creat impresia. Una că n-am candidat, fiindcă am declarat încă martie trecut că nu o să candidez, dar a mai fost personaj alta, care zice că nu o să candideze și o candidat. Alta că eu am declarat că eu până nu văd toată lista, eu nu spun pe cine susțin și eu mă țin de poziția asta, eu nu pot să mă schimb în fiecare zi. Așa și acum, că... acum știți, lista 13 dintre care ambasadoarea și consula. Una candidează de numele partidului, dar alta zice că e independentă. Și iată, încă trei candidați sunt aici de față. Dar care consule? Care la Bolonia, cum o cheamă? Olga Coptu. Dar și Edeam, e consul la Bolonia? Așa am citit undeva că e consul la Bolonia. Apoi e de mult vroie postul ăsta, dar la Bolonia nu e consulat, înseamnă că se deschide. Posibil. Special. Posibil. Credeți că sunt posibile fraude dacă ei procedează în felul ăsta și iată, nu vor să permită votul cu pașaport expirat și cu buletinul? Dar fraude de la bun început, încă înainte de ea să începi. Pe lângă faptul că fac publicitate ilegală, că mimează candidat independenți, dar chiar să fure acolo la vot, la numărat. Oare cum e posibil să înregistrăm observatori? Că iată, m-a întrebat cineva din Italia. Dar păi e tare simplu, că e înregistrat acolo la cecul. Unde deci ne dă omul copia de buletin și îl propunem ca, dar cum trebuie să-i trimis legitimație? El cum o să intre la secția de votare, la ambasadă, fără legitimație? Băleu, dar păi ia uite câte microbuse sunt. A, da? Da, okay. Cum dar? Păi, dar tone de materiale pentru alegeri vineau cu microbuse și... Sau tone de castraveți murați și de scrânghiți se trimit moldovenii. Nu? Avem magazin moldovenesc aici, sub egida lui Gimp, și avem și pepini murați și tot ce. Nu se cheamă cum Calina? Cum e lui Gimp? Stai, și Gimp are magazin. Are, Vasilia, ca tu nu știi, e ca spun eu. Dar ce nu a dus măcar să am măcar și eu o chilă de pătlăzele acolo? Păi că în Italia, nu e în Franța. Am fost în Italia acum, am fost în Padova, am fost în Torino, Milano, Parma, Roma. Este în Padova magazinul Gimpu și e ca la noi aici în Veneția, în Mestre, Veneția, este magazinul moldovenesc, cumpărăm tăcele. Eu cred că Gimpu ați vă spune, dați-ne unul și luați al pe doilea vouă. El e șmecher, l-a spus, dar
Eu dacă sunt aici de 6 ani, eu știu a cui e magazinul. Și în alegerile trecute nu permitea la nimeni decât Partidul Liberal să pui în magazin astea pentru agitații electorale. Afișe, calendare și toate cele. Apoi a cui e magazinul dacă... Poate patronul simpatizează pe ele. Nu, ei. Mergem mai departe. Deocamdată. Dar cum parcă Ghipu avea și hotel în România de vreo 5 milioane? Asta mai avea. Am să zic că nici benzinării n-are la Chișinău. Eu, o treime de benzinărie are. Eu de hotel nu trebuie, dar cel puțin magazinul moldovenesc din Mestre, se cheamă Plai Natal, nu Calinca. Plai Natal. Așa că, dar ești cu el, mai Sandu? Ai sau cu el? Ia lui Ghipu, măi. Hai să-l ascultăm și pe domnul Bobeic, el a intrat ultim, a tușit o vreme, sper că e trecut și poate să vorbească. Ce faci, domnul candidat? Bună seara! E cam am răcit un pic. În orice caz, Oleg, mersi mult pentru posibilitatea de a vorbi live cu toți din Republica Moldova și cei din România și în genere. Toți cei care la această oră târzie la voi ne ascultă. Ce vreau să spun? Sunt sănătos. Am mai tușit eu așa să-ți dau o semne că vreau să vorbesc și eu, știți cum, ca moldovan, știți? Tot de poate da în gând, da? În orice caz, avem o doamnă pe care o stimez foarte mult, doamna Cușnir, și în genere, mulțumesc, iar ne leagă o istorie foarte lungă. Noi am fost inițiatorii luptei pentru democrație în Front Popular la Călăraș, am fondat împreună, într-o noapte, lângă izvor, curentul ăsta frontist de la Călăraș. Așa că când o văd pe doamna Cușnir, tot timpul mi-aduc aminte de acea seară sub ramuri unei salci acolo la un șipot lângă casă de cultură, cum noi, o mână de călărășeni, am hotărât și era prin anul 88, nu era prin 93 așa, să mergem înainte să deșteptăm lumea. Chiar am creat și un cenaclu, era Datina, așa că a fost un început bun și vă mulțumesc mult și profit și eu că suntem 3 candidați și știți așa, mă uit și la Oleg și la Vasile, ne cunoaștem de o viață, aș spune. Nu știu de ce s-a întâmplat așa că viața ne-a pus acum să ne confruntăm. Eu chiar când m-am lansat mai alaltă ieri față Parlamentul European, am făcut chiar și eu așa, știți, o chemare la toți, nu numai celor 13 de pe lista noastră, dar gen la toți concurenții ăstea electorali, că noi suntem moldoveni, noi suntem oameni cu scade, cu scaun la cap, nu trebuie să ne turnăm noi zoi unul cap la altul, există viață și va exista neapărat după 24 februarie. N-avem niciun interes atât personal, Vasile stimez foarte mult, de multe ori se laudă că a fost la mine în casă, iată tu, Oleg, ai fost la CEDO când te-ai judecat, cu părere de rău, atunci eram în Moldova, puteai să fii și tu astfelul meu, adică ne cunoaște. Domnul Bobeică, ne dezamăgiți, nimeni care se judecă la CEDO nu se duce la Strasburg. Eu am trecut prin Strasburg, dar n-am fost niciodată la CEDO. Am nu, așa dosari. Mă când ai dormit aici la un cămin de studență, atunci... Da, atunci nu vinisem la CEDO, atunci călătoream spre Portugalia. Orice caz rectificare, călătoria prin... O să mai vină, Gheorghe, o să mai treacă. Da, să vină, ușile sunt deschise pentru toată lumea. Și ce vreau să spun... Știți, veniți toți 3 la Veneția odată și ne întâlnim tot odată. N-avem dreptul, știți, eu vă spun sincer, eu acum s-a 3-lea pe listă, adică un buletin electoral, sigla mea e o inimă stilizată, înconjurată de 12 steluțe. Propagandă electorală, domnul Bobeic. N-am hai înțeleg. Că e gratis, îi permitem. Da, nu, orice caz îmi fac o informare, că, mă rog, altfel nici nu intram, înțelegi? Eu spun gogoșe, ce vă zic, eu n-am banii tăi să fac banere sau alte lucruri ca șors sau alții. Profit și eu câte o lecuță, așa știți, eu personal să fac o imagine. Nu, vreau să spun altceva, voi m-ați încurcat un pic. În primul rând, eu când mi-am lansat prima dată intenția de a candida,
Faceam acolo niște repetiții la Parlamentul European cu o cameră video. Facem imprimări o dată, a doua oară, nu se primea, măi, hai să mai fac a doua, și a treia, și a patra, și în spatele meu stătea Maia Sandu și Andrei Năstase. Adică, dar eu nu am observat, e pe urmă, ultima înregistrare cred că a fost cea mai bună și eu am fost martorii lor. Pe urmă a urmat interviul acela de vreo 35 de minute în studioul mare a Parlamentului European la Strasbourg. Chiar a pus un titlu așa frumos, noi credem în victorie, Maia Sandu, Andrei Năstase, tot a fost frumos. Și mă rog, ca și știind că ei caută oameni din diaspora care cunosc, personal sunt diaspora deja de 18 ani, mi-am manifestat și eu intenția, ca și tu, Oleg, chiar am scris și un mesaj, domnul Andrei Năstase, că aș vrea și eu, într-un fel, să trec filtrul lor. Ei, mă rog, două zile am fost împreună aici pe la Parlamentul European cu ei, Maia Sandu și toată echipa lor. Pe urmă am venit eu în Chișinău pe data 26. Primul lucru care am făcut, știind că 15 zile trebuie să aștepți documentul acesta de integritate, m-am dus la autoritatea asta. Și a doua zi deja mi-am înregistrat grupul meu de inițiativă cu 9 oameni. Și interesant că de pe data de 27, când eu mi-am înregistrat grupul de 9 oameni, tot timpul am fost într-un fel atacat de persoane așa din partea doamnei Maia Sandu, ce mă vârpește doamna Maia Sandu. Numai se vehicula de acum în presă că uite un potențial candidat va fi doamna Maia Sandu. Deci, băi, bine, eu s-a știut că Maia Sandu e deja înregistrat cu grupul inițiativă, ci credeți că eu n-am minte, nu înțeleg că e, ar fi un candidat mai bun ca mine, de exemplu, și nu mai făceam nici grupul ăsta de inițiativă și în genere nici nu veneam. Ei, George, nici nu vreau să ascult chestiile astea. Eu îți spun așa, așa a fost. Doamnă, dar cum vă explicați totuși că Maia Sandu n-a anunțat decât pe 2 ianuarie că candidează? Și faptul că săptămâna aceasta care a durat, eu de acum strângeam semnături cu grupul inițiativ și la Călăraș, am fost foarte, într-un fel, bruscat de membrii grupului de inițiativă lui, să zicem, Igor Munteanu, de la Călăraș. Și cuvinte urâte, să mă uit în oglindă, dar ce eu înseamnă candidat? Și nu mă odată, înțelegeți? Dar eu am spus așa, măi, domnule, poate dumneavoastră nu mă cunoașteți, nu m-ați văzut vreo 30 de ani, poate puteți vă schimbați părerea, uitați-vă, vă rog, interviu cu Maia Sandu, cu Andrei Năstase, poate m-am mai schimbat și eu. Poate atunci când eram ziarist la Ziarul Național, aveți o părere, știți că am scris despre dumneavoastră atâtea și atâtea articole, este vorba de oricare Germanski, și iată, peste două zile, m-am gândit și eu că a privit și el acest interviu cu doamna Maia Sandu și cu Andrei Năstase în studioul mare a Parlamentului European de la Strasbourg, înțelegeți? Și m-am întâlnit cu domnul Igor Munteanu, el este colegul meu de facultate, facultatea de jurnalistică, el e o leacă mai tânăr ca mine, a învățat doar 3 ani, eu am terminat în 86, el a terminat puțin mai târziu. Auzeam că el a fost coleg cu Iura Roșca. Păi Iura Roșca a terminat cu un an înaintea mea. El a terminat în 85, eu în 86, dar Munteanu a terminat, cred, prin 88-89, nu mai țin minte. În orice caz, vreo 3 ani, așa cam a fost împreună. Și chiar l-am văzut pe domnul Munteanu, zic, măi, domnul Igor, ne-am întâlnit la Bruxelles, suntem colegi, zic, chiar vreau într-un fel să mă plâng, iată, ce se întâmplă la voi aici, la biroul ăsta de la Călăraș? Și el zic, nu știu, hai sus să vedem, poate omul ăsta înțelege. Și ne-a urcat sus la etajul 2 și Igor mergea înainte și eu mergeam din urma lui, adică urmam. Ăsta Germanski, când m-a văzut, când m-a luat la trei parale, cu alte cuvinte, și mai piparate și mai diocheate. Și chiar am spus domnului candidat Munteanu, zic, măi, nu acum, tu ai văzut
Și atunci era data de undeva, să zicem, 28 sau 29, încă Maia Sandu nu era înregistrată. Adică pe ce drept eu am fost așa numit cu cuvinte murdare? Și chiar în orice moment unde mă întâlnim cu membrii grupului de inițiativă a doamnei Maia Sandu, le-am spus la toți, așa nu se procedează nici într-o țară, nici în Africa, înțelegi? Nici unde nu există democrație de fel, persoana încă nu e candidat, nu e înregistrată, nici nu mai se vehiculează așa vorbe, deja cineva să venească, iată, te vâr peste Maia Sandu. Doamne Maia Sandu, am spus și în intervenția mea de fața Parlamentului European, când m-am lăsat în campanie, am spus să dea Domnul să aibă un pic de minte, să înțeleagă că actuala campanie este o campanie electorală pentru alegeri parlamentare. Situația de astăzi nu este situația aceea din 2016, când erau alegeri prezidențiale, când ea candida contra domnului Dodon. Și când era turul 2, când primul tur nu prea multă lume participa. Eu am spus că la Strasburg, din 1600 de participanți la votare, numai 43 au votat pentru Dodon. Restul vreo 1300 pentru Maia Sandu. Acum, Maia Sandu, nu știu cum, a încurcat alea că adresa, aș fi spus, că mai bine ea rămânea acolo pe lista de partid, găseau pe cineva de potrivă, uitează, chiar și de 313, ce nu găseau o persoană oricare, chiar pe tine, Oleg, pe Vasile sau pe altcineva. Doamna Cușnir, uitați, lăsați, eu nu sunt membru. Nu, doamna Cușnir, de exemplu. Eu o sferă de partid. Vezi că dacă ție-ți propunea, cum i-a propus lui Valeriu Monteanu, tu ai văzut că Valeriu Monteanu, dacă a trebuit, și ideile liberale le-a trădat și s-a dus cu ei. Cine știe cum procedai tu, dar mă rog, asta e o părere și, mea. Și mai rău decât faptul că au ținut atâta în secret până pe data de 2, e faptul că n-au găsit pe nimeni din diaspora să propună pentru cele 3 circunscripții. E ca și socialiști și-au găsit un absolut. Și mai 53 de locuri. 53 de locuri 51. Pe listă, măcar nu 51, da. Da, sau măcar pe listă, da. De pe lista de partid, scars 53, nu niciunul. Măcar pe locul 50. Socialiștii și-au propus un absolvent de politehnică din România pentru diaspora. Și ăștia care se declară pro-europeni și pentru diaspora e cu noi și nu au găsit pe nimeni din diaspora, asta e chiar dezolant. Să vedem dacă o să supere diaspora. Să vă spun și eu poziția mea, de ce? Odată ce vrem, nu vrem, e în baza sistemului electoral mixt de vot. Apoi eu așa mi l-am închipuit și așa eu sunt pentru respectarea legii. Trebuia să nu fie pe circumscripții uninominale persoane înaintate de la partid. Nu știu, asta e poziția mea, eu n-am nic contra lui Vasile, dar e poziția mea. Că dacă mi-au spus că să aveți deputații voștri, așa ne încântau cu fel de fel de... Apoi și fel de-a noștri, dacă ei au 50 spiliste de partid și ceilalți 51 îți băgați în circumscripții uninominale, toți susținuți de partid. Valentina, vreau să-ți spun una. Eu am 57 de ani, niciodată nu m-am implicat direct, așa, în văzul lumii, în politică. Tot timpul am stat din umbră, Oleg știe, am susținut și la prezidențiale, și la primărie, și la parlamentarele din 14. Dar nu numai pe Oleg, Hădâr, Coboroc, Anaguțu și toți ceilalți, Ghimpu, Chirtoacă, au fost susținuți masiv de Strasburg și persoana mea. Niciodată nu m-a implicat. Acum am ajuns și eu la vârsta mea și mi-am spus, măi, naibă, ceva se întâmplă acolo în Moldova, ia să mă implic eu direct. Și de atât m-a implicat. Cât am stat 2 săptămâni în Moldova, Basarabe, cum numesc eu, și am strâns acele vreo 900 ceva de semnături, m-a mirat un lucru. Măi, ai impresia că unii politicieni care nu m-au un pic gustat din pânica asta dulce de la Parlament sau din putere,
li se pare că s-au născut când erau primul strigăt al lor, când s-au născut, au fost vreau să fiu deputat, înțelegeți? Că așa o boală, tocmai tremură. Hai, eu cred pe alții, hai Plahotniuc, hai Șor, ăștia candidează sărmane de nevoie, dacă nu devin deputat, n-au imunitate, cine știe cine ajunge în Parlament și cum se derulează chestiile astea. Dar alții care n-au de ce să tine. Ei, ai fost odată 4 ani, n-ai făcut nimic, ți-o mai dat un comandat de 4 ani, iar noi nu am făcut nimic. Chiar tu nu n-ai înțeles că locul tău e altă parte, undeva la o uzină, undeva pe câmp, ești o cultură agricolă, dar nu numai să tulbură apele acolo. Dacă nu o să fie aleș, o să se reprofileze. Ia uite Stepaniuc acum ce face, sau câți alții ca el. Să vedem ce o să zic. Credeți că acum varianta asta nouă... Ia uite, dar nici nu... Și Radu și exemplu meu. Eu tot m-am reprofilat. Da, da. Tu ești exemplu foarte pozitiv și în genere... Eu, ca tine, nu se pierde omul bun. Cam greu să găsești. Adică tot timpul să fie, știți cum, așa cinstit. Și tu nu puteai să furi, să ai așa vreo câteva magazine pe în Italia sau pe vreme. Eu nu pot, fiindcă mie nu mi-ai dat asta și nici n-aș accepta pentru nimic în lume. Eu i-am propus lui Stela Stângaci, zic, dacă tu așa de tare ți-o coți obișnuită că te-o rechemat din funcția de ambasador și vrei să-ți arăți că ești o persoană demnă și asta, du-te și tu și badantă cum sunt eu, deși te repet repede că vrei și deputat. Dragi candidați, Stela Stângaci mi-a răspuns la comentariul nostru, la nedumerirea noastră, da. Da. Printre alte, domnul Bobeic, de ce nu ați... Oleg, ți-am trimis prin mesaj privat. Da, este difuzat pe Facebook. Da. Domnul Bobeic, de ce nu n-ați dorit să vă alăturați la această... Dar de ce e difuzată pe Facebook? Gata. Au difuzat-o. Deci nu, dar v-am întrebat înainte. Stați. V-am întrebat în privat. Asta cum ai întrebat în privat. Eu întrebat în privat, știți cum, mai ales că eu te știu pe tine, binișor, și... Iubesc așa, e că Oleg știi maniera asta mea de a te răscoli un pic. Adică să nu crezi tot ce scriu eu. E... Domnul Bobeicu vrut să vadă de unde bate vântul. Și bun, și eu răspund Stela Stângaci. Stela, dar uite, ți-am trimis în privat. Dar păi citește, ce-i secret? Da, bine, o secundă. Văd și eu, sau și eu. Da, vă scris. Stimați contracandidați Vasile Colmațui și Oleg Brega, guvernul a propus rechemarea mea, însă președintele n-a semnat decretul de rechemare. Președintele cu P mare. Deci, scris. Îndată ce mi-a fost adusă la cunoștință hotărârea Consiliului Electoral Circumscripții privind înregistrarea mea în calitate de concurent electoral, am depus cerere de degrevare din funcția de ambasador. Totul în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Informația respectivă poate fi ușor verificată la autoritățile competente. Da, deci e scris în tabelul ăsta cu 1, 2, 3, 4, 5... 13. Da, e înscrisă. Nu, problema e una, că ea și-a făcut campania, adică dacă vă uitați pe site-ul ambasadei din Italia, acolo ea se întâlnește cu diferite persoane, diferiți membri a diasporii, în care vorbesc. Ultima postare o văd pe data de 18 ianuarie. Da, după 8 și nu a postat că a fost scaldat de bobotează cu pochii în lac. Nu e postat pe situ ambasadei noi. Dar a fost? Noi vorbim de Dodo, noi vorbim de doamna Stela Stângaci. Dar pe Stela Stângaci, eu tot de Stela Stângaci spun. E s-o scaldat în pochii. O venit de la Mănăstirea Hâncu din Moldova și cu aceștia de aici pochii care sunt la Patriarhia Rusă, dar sunt moldoveni, chipurile, am ajuns lumea. Și a fost s-o scaldat de bobotează aici într-un lac la poale muntele. În Italia? Da. Oleg, asta e pe linia ta. Hai, înregistrează tot asta și fă ceva. Deci, că mie îmi place când scaldă femeile. Eu pot să vă provoc. Era în costum național, așa că ceva... Și avea pregătul costum electoral, era în costum electoral, da.
Da, uniformă electorală. Da, și voi n-ați știut, ea că v-a spus ceva, v-a administrat. Imagine, video. Hai să ne pregătim de mers la culcare, că e 11 și un sfert aici, dacă vreți. Da, și plus nu obosesc spectatorii chiar în fiecare zi. Cum o să reacționeze electoratul din Europa? La ce? Iată provocările astea. Prima în listă și penultima în listă de ai guvernării. O grămadă de independenți anonimi. Dar și crezi, dar Macarea cu ei. Auzi, Oleg? Nici nu știu cine. Asta, Macar? Hei. Asta e, el trebuie să răsplătească față de pedie din nu știu ce. E aici, de la Padova, așa, așa. Eu vreau să vă invit pe toți care sunt prezenți astăzi live, că cred că zilele următoare încep și eu niște live-uri. Numai că de acum văd că dacă o leg la 9, de cam trebuie să văd ori mai înainte, ori mai târziu. Mai târziu nu o să fie, dar cred că mai înainte. Ei, mă rog, avem ce ne spune unul la altul și eu vă spun că tot și cineva dintre noi ești 13 și ați câștige, da? Care ați câștige de mult? Sigur. Da, dacă... ai spus o descoperire matematică. Asta e pronostic cu cel mai exact. Exact. Ați l-a spus că cineva mai vrea să cedeze, adică și retrage candidatura. Mă rog. Nu, chestia asta nu trebuie făcută. Ai văzut, Oleg, că eu n-am aprobat pozitiv și care te presează să te retragi. În primul rând, foarte corect, le-am spus că nici într-un caz asta nu demonstrează că toți așa care te-ar vota pe tine să o votezi Maia Sandu. Da, dar la urmă, dacă ei se vor în Parlament și vor și democrație și respectare de lege, eu în genere am fost foarte... Deși trebuie să iasă și zică, nu votați independență, că ei s-a pedeului. Asta în genere, tu vrei să fii deputat, tu mergi cu un bloc, asta nu ești independent, mergi cu blocul și tu ieși cu așa declarație. Asta în genere, tu n-ai dreptul deja să mai fii deputat dacă tu ai așa minte și te duci mintea și capul să zici că nu votați, că de atât că ei s-a pedeului. Lasă-mă să fie o campanie frumoasă. Gheorghe, tu ți-amintești, voi sunteți mai tineri, ți-amintești prima campanie în Parlamentul, primul Parlament, când a fost pe circumscripții uninominale? Iată, a dat cu Jocaru atunci, știu, l-a dat afară din partid. Și cu Jocaru, dar să vă spun în 30 secunde. Noi aveam pe circumscripții 7 candidați. I-am urcat pe toți pe scenă, sala plină cu lume, ei o leacă au vorbit, noi i-am bombardat cu întrebări, au răspuns la întrebări și gata, și s-a dus fiecare. S-a deconectat la... doamna Cușnir și nu se mai aud. Eu aud. Așa mi-aș dori așa o campanie și mă bucur că iată voi trei sunteți acum și nici o... Adică așa frumos, e clar că, cum zice Gheorghe... Avem noi și împărțe între noi, Doamne ferește. Eu uneori mă gândesc că, mai uite, la 57 de ani, nu știu, poate pornire bună, poate pornire ră, uneori am niște remușcări, dar ne-a trebuit, nu ne-a trebuit, dar de-amă dacă am intrat în joc să cedez după atâta chin, de-amă, hai să zicem și Oleg, ce înseamnă semnătură? Și eu eram sigur, i-am scris azi în mesaj, zic, Oleg, numai că el nu prea mă ascult uneori, dar observam că undeva cineva trimite câte o mulea la Oleg și acela precis că undeva o mai semnat. Și de atâta, Oleg, tu ai avut vreo 200 de intruși, să zicem așa. Cineva, tu te-ai expus public și cineva avea grijă ca să strâmbate intruși, ca pe urmă aceste scrituri sau semnături să fie invalidate. Asta e părerea mea, intuiția mea. Ați văzut că Leașenco și Cușinin, că unul nu a fost înregistrat. Nu, dar e posibil, pentru că eu colectez, curtând semnături, mi-am dat seama că e foarte posibil să semneze oameni care au semnat pentru altcineva, pentru că chiar și neamuri de mele au fost obligați la lucru să semneze. Nu spun. Adică știm tare bine pentru care partidul a fost obligat să semneze și ei au
A semnat, nu a putut semneze pentru mine. Dar mi-au spus sincer în față. Dar poate sunt oameni care, într-adevăr, nu mi-au putut să spună sincer în față. La mine puține, doar 17 semnături au fost invalidate pe acest motiv. Dar într-adevăr e greu de strâns. A fost la mine acolo la kilometru zero, a venit un omulean, inginer, om cu studii superioare și zice, am fost la Șor, ne-a dat ciocolate, șampanie și ne-a rugat să semnăm în listă. Cine s-a gândit să facă listele astea de subscripții ca să nu fie nicăieri pe suprafața unde semnez numele candidatului? Doar semnături. Chiar că asta e o diversiune. Cine s-a gândit să facă chestia asta? Omul păi numele este în dos. Păi dar de ce în dos? Cine se uită pe versul? Semnez pe o verietcă așa de mare, o hârtie de un hectar și nu scrie nicăieri numele și circunscripția și pentru ce semnez. Asta îmi pare greșit. Cine o gândit, cred că intenționat o gândit ca să... Eu vreau să spun că, Oleg, vreau să spun că pe data de 14, eu am revenit în Strasbourg pe data de 14. Alexandru, eu vorbesc în direct aici cu unii candidați. Da, 14, nu pot vorbi. Comisia de la Veneția. Înțeleg? Strasbourg. A? Eu pe data de 14... Am ușa că noi terminăm de vorbit și dacă ceva vorbesc cu tine. Da, iată, doamna Valentina termină. În primul rând, eu am strâns, după părerea mea, într-un timp record, acele vreo 900 de semnături, că eram presat că avem bilet dus întors. Pentru mine, vreo 300 de euro erau bani mulți, numai cât trebuie să termin. Mai repede. Adică m-am întors în Strasbourg pe data de 12, pe data de 13 cu Vasile, trebuia să ne întâlnim aici cu diaspora, Vasile, de acum, dacă Sfântul Vasile, făcut Sfântul Vasile acolo. Domn Bobic, pentru adică, cine spuneți ce așa? Vreau să spun că m-am întâlnit cu un membru a Comisiei de la Veneția, deci din Strasbourg, le-am povestit eu așa și le-am dat și o idee. Zic, dacă vreți să știți mai bine ce se întâmplă în Moldova, luați o persoană care știe limba română și puneți-vă în față la un calculator și îmblați pe toate mass media din Republica Moldova și să vedeți. Le-am postit eu de Cârnăciori și le-am postit eu despre ce face Șor acolo. Eu am spus că noi tot știm, tot documentăm, o să vedem. Eu vă spun, pe data de 1 ianuarie am fost la Chișinău, undeva la ora 8, eram în regiunea kilometrului zero. Nu știu, acolo este o clădire... Acolo a venit un autocar de ăsta cu două etaje, s-au dat jos niște tineri, am înțeles că vin de la Șor, au făcut noaptea bal acolo, așa de bieți erau și așa de tare se băteau între dânșii. Doamne ferește, înțelegi? Doamne, uite, a nimerit parcă altă țară, parcă e război, copiii și se băteau între dânșii, tot turmentați, și face Șor, și face Plahot. N-ai mă știi, unde vrei să ne duc, ne nebunești unul cu altul, înțelegi? Asta e părerea mea, dar nu știu, se văd, pe 23 februarie vin toți membrii ăștia observatori, eu cred că ar trebui să fiu leac mai atenți, nu ca toate dețile celelalte când spuneau că totul e bine și frumos. Eu mă tem că noi nu o să avem parte de dezbatere electorale și așa că toată speranța noastră este să ne exprimăm pe internet și așa că apucați-vă de făcut live-uri de pe acum, participați în dezbatere. Că nu cred că o să vă chemi, mai ales că voi care sunteți plecați, nu o să veniți de la Strasbourg, de la Paris, da, pentru dezbatere. Nu, eu vin, dar să mă cheme. Și interesant că televiziunile nici nu, doamne ferește. Eu de când sunt candidat să deci, să sune cineva, zic, mai hai prin Skype un interviu sau ceva, numai cu minciunile de astea. Eu s-a înregistrat hotărârea 21, numărul 3 în buletin și Sara spune numai despre Maia Sandu. Și normal așa? Nu e normal. Bun, eu vă mulțumesc mult și... Da, o seară bună tuturor telespectatorilor. Oleg, poate mai facem altă dată? Oleg face O întrebare, domn Bobeică. Ce cu broscoi și ala? Îl pregătiți de mâncare? Că știu că sunteți în Franța. Asta să fie primul meu alegător. Broscoi și ala? N-are idee și te deștept. Iată, el a prezis cine să fie președintele Moldovei peste 100 de ani. 100 de ani? Numai nu noi. E clar, peste 100 de ani noi unde să fim? Am spus că Republica Moldova nici nu se există. Dacă noi dăm mâncare. Asta e... Da.
Hai, unde apoi... Oleg spune seară bună la toți? Hai, o seară bună la toți. Chiar, uite, nici nu știu, cred că nici Televiziunea Moldova, până ce l-au făcut o, așa o întâlnire între trei candidați, agenda de la după circumscripție. Ori să fac așa Maia Sandoș cu altcineva de altă circumscripție, dar cum ne-am întâlnit noi în această seară, suntem trei circumscripția 50 la Vest de Europa, e normal. Mâine lansează sau lansează deja televiziunea Partidul Național Liberal, am înțeles, Furdui, de ce nu ne-ar chema și acolo? Mersi. Eu n-am înțeles ce fel de televiziune. Doamna Cușnir vorbește, dar vreau să o avertizez că i-am închis microfonul mai devreme, așa că trebuie să apese undeva jos, să pornească microfonul, ca să o auzim și noi. Eu știu, cu Vitali Lisnic s-au laudat acolo, că iată televiziune mai scurt, cu mai multe camere, nu așa cum noi, știți. Dar și noi nu avem mai multe camere, ia uite ce ne permite. De fapt, de la Vitali Lisnic am luat de Google Hangout și am făcut prima discuție ateistă cu 5 ani în urmă. El o să facă. Tot doamna Cușnir, ați apăsat de două ori, odată s-a pornit microfonul și a doua oară s-a oprit. Mai apăsat odată? Până am uite? Acum vă auzim. Uite ce vroiam să vă propun. Așa cum am discutat în seara asta, discutăm și până la alegeri, dar cel mai doleanța mea ar fi ca și după alegeri să discutăm permanent, să vedem care este situația, să ne punem la cale ce trebuie să facem și în continuare. Doamna să nu se încheie în ziua alegerilor. Doamna Valentina, noi discutăm pe Hangout cu alegi, cu prietenii noștri și din România și de Republica Moldova. Deja de câți ani, Oleg, ea spune, tu mai de mult. De când mi s-a închis emisiunea Dinamicul Public, deci din 2014, din 14, din ianuarie, da. Și nouă, vreau să spun 5 ani. Oleg e o persoană curajoasă și prietenoasă, că să fi fost altul, nu știu dacă în campania electorală ne dădea voie să deschidem gură. Mersi mult. Bravo ție. Îl cunosc și pe Oleg, poate în timp nu așa lung ca pe tine, dar îndeaproape îl cunosc foarte, foarte bine pe Oleg și pe Ghenadi și chiar a fost patriot cu litri mari. Ne-am susținut și în campanii și în afara campaniilor și moral și financiar și din toate punctele de vedere. Ați construit și perioada asta până la 24, pe urmă revenim la normal. Și am normal, dar, mă rog, alea că stresați toți, parcă n-ar fi rău nici Oleg să fie să reprezinte, nici Vasile, dar vorba ce, alegătorul decide, că nu pot eu pe badanta ce chiar îi să chiar... Nu, domn Bobei, că nu e chiar așa. În primul rând decid mass media și formatorii de opinie, care ei au acces la milioane de oameni, la sute de mii de oameni și așa mai departe. Noi, dacă suntem priviți acum decât de hai, 1000 de oameni, asta e nimic. 32 se uită în clipa asta. Liber. 32 se uită în clipa asta și după aceea o să uite poate vreo 1000 la video-ul ăsta. Exact, tu crezi, asta e max. Că badanta aceea din Italia, care e supravegheată, nu e supraveghează băbuța aceea pe care o îngrijește, dar băbuța, cred că o supraveghează, nu mai dă voie să uite cum Valentin acum la video-ul ăsta. Ei, parcă eu n-am băbuță. Eu ne-am culcat băbuța și am venit la voi. Stau de vorbă. Nu, dar eu am vedere că nu totdeauna mass media hotărâie. Da, da, sunt condiții foarte drastice. Eu cred că și lumea ține cu mine și eu cu lumea și am ajutor din toate părțile și ne-au căzut o familie bună, ea ca de 6 ani aproape să aici. O persoană, adică Oleg deja e cunoscut, nu mai trebuie să duci și postești cuiva în Italia, cine e Oleg Brega, toată lumea știe. Eu să vă arăt camera mea, e plină cu dosare. Tot e plin cu dosare. Pentru șor. Așa că slavă Domnului, că când eu căzut așa un loc de muncă, unde pot să mă ocup și cu chestiile personale, și cu agitație electorală, și cu toate cele. Mulțumesc tuturor pentru participare, cred că e suficient, e 11 jumate de 2 ore. Salutări tuturor și mulțumesc, coleg, că ne-ai găzduit și o seară bună tuturor și poate pe altă dată. Poate chiar să strângem și numai promit, te invit.
Am înțeles. Chiar mă bucur că v-am avut oaspeți în Sarata. Mulțumesc și lui Valeriu că v-a ajutat, doamna Cușnir, și ați reușit da, să eu în special. Eu nu știam cum să-i explic. Eu nu știam cum să-i explic. Nu, dar cum aveam, dacă ați stabilit legătura asta, o să întreb mai fiind des. Că eu întrebam, dar de ce faceți în ședință închisă? Dar aici că, dar și eu, a venit cineva și nu l-am primit? Zic, stai că eu vă organizez. Și de atât am organizat. Asta las fi... dovadă. Eu vă spun sincer, am avut să ne proază în discuție, fiindcă totuși voi să mă înțelegeți just pe Oleg. El de ce face lucrul ăsta? El, mai ales cum am numit, ofensiv, adică el e ofensiv. Dacă noi venim cu adică contra candidații lui, într-un fel, cum, știți cum, alumbrim într-un fel sau... Atâta, tot și... O să-mi cadă coroana și e până. Da. Nu știu, cred că nu ți-o căzut nici o spin din coroana ta astăzi. Noapte bună tuturor! Noapte bună! Noapte bună.